A fost a treia noapte consecutivă în care Barcelona a fost scena unor bătăi de stradă între forțele de ordine și zecile de mii de tineri care voiau să petreacă. Bilanțul este teribil, zeci de răniți și arestați și pagube materiale imense, suferite în special de proprietarii de magazine și mașini. Efortul poliției de a limita adunările de acest tip a fost zadarnice, pentru că tinerii au inventat un sistem de comunicare nou cu ajutorul căruia se anunță unii pe ceilalți că urmează o adunare. Despre ce este vorba ne spune corespondentul Prima TV în Spania, Alin Petrica. Autoritățile au încercat din răzputeri și în zadar să restricționeze accesul tinerilor în marile piețe din Barcelona. Au făcut filtre, au pus blindate care au încercuit aceste piețe. De ce? Pentru a nu se repeta ceea ce a fost cu o noapte înainte, noaptea de vineri spre sâmbătă în Barcelona. Desigur, tinerii au înțeles mesajul, nu s-au dus către aceste piețe, dar într-un sistem care a funcționat foarte bine, au început să-și dea mesaje pe rețelele sociale. Mesaje cu un conținut aparent banal, în special cu conținutul că ce frumos a fost la marea sărbătoare din Barcelona, care este acum zilele acestea, dar conținua cuvinte cheie. Unul dintre mesaje era că plaja Bogatel, care este plaja cea mai mare din Barcelona, este un loc minunat de petrecut. Ei bine, tinerii au înțeles mesajul, iar noaptea s-au adunat în special pe această plajă. Este o plajă lungă de câțiva kilometri și foarte lată, suficientă cât să încapă câteva zeci de mii de tineri. Ei au venit începând cu ora 10-11 noaptea. Poliția a venit și ea, a încercat să domine situația, dar nu a putut. De ce? Pentru că spre dimineață, când și alcoolul și-a făcut treaba, cum s-ar spune, lucrurile au degenerat și au fost incidente. Poliția a intervenit și a încercat să-i disperseze, tinerii au ripostat, au fost incendii, au fost răniți și bătăi generale. Bilanțul acestor trei zile este foarte tragic. Sunt zeci de răniți, foarte mulți, 15 prin înjunghiere. Poliția spune că este vorba de conflicte generate de consumul de alcool. Mașini incendiate, foarte multe sute de mii de euro pagube, în special suferite de proprietarii de mașini și de magazinele din zonă. Din Spania, pentru Prima TV, a transmis Alin Petrica.